peste ori că au scăpat de sub control frâiele lucrurilor, văzute de privirea ochilor voștri de carne, zice Domnul. Și mai mult decât atât, pentru că aceste pricini de tulburare vor avea putere de influență la nivelul gândului și vor căuta să imprime stare de tulburare și nemulțumire, pentru că toate aceste lucruri se vor petrece sub ochii voștri, zice Domnul. Este de neapărată trebuință să înțelegeți și să cunoașteți secretul biruinței, zice Domnul. Am pregătit pentru cel sincer, pentru cel ce va intra în odăită și mă va chema, am pregătit încercuire de ocrotire care să fie coborâtă peste coapsele minții, zice Domnul. O încercuire specială care să păstreze pacea peste duhul minții, în așa fel încât nicio influență din afară, purtătoare de tulburare și amărăciune, să nu vă influențeze și să vă otrăvească gândul, nici orientarea, nici direcția, nici încredințarea, zice Domnul. Și pentru că-i scurtă vremea de pregătire în care se face echiparea nodăiță, am vrut să trag un semnal de alarmă în auzul urechilor voastre, zice Domnul. Și ferice de cel înțelept care va lua aminte la sfatul meu, zice Domnul, că va beneficia de această încercuire de protecție care îi va păstra pacea peste duhul minții. Pentru că iată o frântură din taina vremii pe care o fac cunoscut într-o vreme ca aceasta în auzul urechilor celor ce poartă numele meu, zice Domnul. De o bună bucată de vreme, în dosul ușilor închise, cei ce pretind că țin în mâinile lor soarta omenirii au pregătit un cod de legi, legi omenești, înțelegeți-mă, puse la cale de minți diabolice. Le-au pregătit și de multă vreme au luptat să le croiască cale pentru a le pune în aplicare. Dar dreapta mea le-a stat împotrivă, zice Domnul. Pentru că eu însumi am măsurat o vreme, zice Domnul, și am pus țăruși de început pentru această vreme și am pus țăruși de final pentru această măsurătoare, zice Domnul. O măsurătoare de vreme în care am hotărât ca piaii mei să-i îmbrac cu putere de rezistență pentru vremea care vine, zice Domnul. Și pentru că această vreme de pregătire se apropie de final, se apropie de încheierea ei, iată că din loc în loc trag acest semnal de alarmă și voi duceți vestea mai departe, zice Domnul, pentru că cei ce-și vor viața să intre grabnic în odăiță, că acolo se face pregătirea, zice Domnul. Sunt pregătite veșminte de protecție care vor fi așezate peste umerii celor ce cer o astfel de înveșmântare, zice Domnul. Și da, șamin, când dreapta mea se va retrage din dreptul opreriștii puse odinioară, iată că nimic nu va mai putea sta înaintea dezvăluririi evenimentelor cu repeziciune și a desfășurărilor, zice Domnul. Nimic nu le va mai putea sta în cale și aceste legi decretate una după cealaltă la scurt interval de timp, zice Domnul, vor face alegerea în popor și mulți
vor ajunge să și stălească sentința lepădării, zice Domnul, spunându-și că pentru vremea de restriște se retrag și apoi vor intra din nou în numărătoarea celor aleși. Dar cei ieșiți odată, ieșiți vor rămâne pentru totdeauna, zice Domnul. Da, e foarte aproape țărușul schimbării. Și de la acest țăruș al schimbării va începe ceasul întunericului. Și numai cei ce într-o vreme ca aceasta știu prețui odăița vor fi numărați între cei ce rămân în capul oaselor din pricina pregătirii ce se face în această scurtă vreme de pregătire, zice Domnul. Ferice de voi dacă veți prețui această vreme, pentru că echiparea și încerpirea coaptelor minții vor avea o valoare deosebită pentru vremea care vine, zice Domnul. Și pentru că vă vreau viața, fiți oameni înțelepți. Amin.